сейчас очень классный проект. Мы ездим по разным городам и селам Молдовы, по самым отдаленным уголкам. Я даже и не знала, что есть у нас такие локации, такие прекрасные дети в разных селах. Общаемся на тему гендерного равенства и о правах человека. Вместе с детьми делаем эскизы на эту тему и рисуем у них на локациях, у них в школах, на примариях, вот как здесь, на остановках, в памяти о том, что каждый из них может поменять этот мир. Вы не представляете, как они, как горят их глаза, когда они начинают рисовать баллончиками на стенах, потому что это что-то необычное для них, особенно в селах. Все это подкрепляется этими эмоциями и запоминается. И плюс это остается у них на локациях рядом с домом, как напоминание о том, что можно поменять мир. Acest desen va avea un impact foarte pozitiv, deoarece bucură ochii oamenilor și mulți vor încerca să intre în esența acestui desen. Eu consider că acest street art ar contribui mult în societate, pentru că este ceva care atrage direct atenția, iar mesajul este destul de vizibil prin citatele care sunt scrise chiar pe această artă. Această pictură care am făcut-o astăzi împreună, îmi doresc să sensibilizeze toți trecătorii, să-i ajute să vadă diferența dintre violență și a discuta cu cineva și să înțeleagă că e important să o raporteze pe viitor. Cei tineri cel puțin încearcă să promoveze egalitatea de gen și ei încearcă să lupte pentru aceasta, pentru că ei observă și vor să repare această mare problemă în societate. Egalitatea de gen este o chestie foarte importantă pentru toți tinerii. Proiectul EVA este o inovație pentru tinerii noștri, deoarece pe lângă sesiunile teoretice, sesiunile de informare, tinerii au posibilitatea de a face lucruri practice, iar aceasta constituie cea mai mare bucurie a acestora. Egalitatea pentru mine înseamnă atunci când atât și femeile cât și bărbații primesc aceleași șanse la participare în societate sau orice altceva. La școală ar trebui să fie o lecție aparte despre societate, în care să aducă și elevilor cunoștințe despre că fetele și băieții sunt egali. Egalitatea de gen pentru mine înseamnă o balanță, un echilibru dintre bărbați și femeie. Eu cred că femeia ar trebui nici să pună bărbatul, nici să fie înjosită de bărbat, ar trebui să fie egală în toate domeniile. Cred că acest desen are o semnificație și e foarte bine că noi ne-am și gândit să facem chestia asta, pentru că lumea se observe că putem să ne exprimăm nu doar prin vorbe, dar și prin fapte. Consider că ceea ce facem noi astăzi aici va avea un impact major asupra locuitorilor din satul Costuleni, întrucât vor avea posibilitatea să vadă zilnic că noi suntem egali, avem aceleași drepturi și aceleași libertăți. На самом деле очень важно иметь такие проекты, как Ева. Я очень благодарна тому, что я могу быть частью этого движения, могу общаться с молодыми людьми с самых разных уголков Молдовы.